Binecuvântăm pe Domnul așa cum am cântat și fie ca întotdeauna cântarea noastră să nu fie doar de pe buzi și să fie din inimă. Amin. Astăzi lecția noua, o spețe și alte zile. Așa cum bine știm, viața noastră Compusă din ce a fost, trecut, din ce urmează, un viitor necunoscut, este împărțită pe zile. Noi, de fapt, trăim doar azi și nu mai mult de o zi. Omul nu este mai de mare valoare decât o zi. Și valoarea omului se evidențiază într-o zi, pentru că seara. Dacă nu ne odihnim, nu putem lua iarăși de la capăt. Avem nevoie în fiecare noapte să ne reîncărcăm bateriile, să redevenim conștienți după somnul nopții și să începem o altă zi. Dintre toate zilele pe care omul le trăiește pe pământ, într un anumit aspect, poate cel mai de dorit sunt zilele de ospăț. În cartea Estera sunt foarte multe, relativ, zile de sărbătoare în care oamenii mâncau, beau. Și să ne amintim de cuvintele Domnului Hristos care spunea că așa a mai fost și înainte de potop, că astfel de evenimente vor curge până la venirea Lui. Oamenii își doresc să fie fericiți. În perspectivă ne putem gândi că zilele sau ziua veșniciei cu care Domnul ne așteaptă, este tot un ospăț. Poate n-ar fi rău să menționăm aici că în Vechiul Testament au existat anumite îngăduințe legate de viața de familie, de comportamentul în viața cotidiană. De aceea, când studiem lecții din Vechiul Testament, trebuie uneori să le convertim la învățătura Noului Testament pentru a putea extrage aplicațiile necesare. Nu putem să luăm totul la literam și să practicăm într-un mod indisolubil ceea ce făceau ei atunci. Domnul Hristos a adus adevărul și pentru noi zilele pot fi asemănătoare cu cele din Vechiul Testament, dar să nu uităm în ce epocă, în ce vreme, trăim. De altfel, în Cartea Estera nu sunt numai zile de ospăt, sunt și zile de post, de cereri speciale înaintea lui Dumnezeu, pentru cei care caută fața Domnului necaz sau în mod obișnuit, normal. Deci să privim mai întâi la cele notate în această carte, mai întâi în acest prim capitol la câteva o și apoi la alte zile, urmând ca în a doua parte a lecției, așa cum am făcut și dățile trecute, să extragem câteva principii, câteva învățături practice pentru viața noastră. Că știți, toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos. Așadar, deschizând la cartea Estera, aflăm încă din primul capitol despre o spățul oferit de împăratul Ahasveros domnitorilor și slujitorilor săi. Citim versetul 3, în anul al treilea al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi, căpetenii știrii perșilor și mezilor mai mari și capii s-au strâns înaintea lui. El a arătat bogăția strășită în părăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. Un ospăț de o jumătate de an. Probabil s-au simțit foarte fericiți, n-au avut război, au lăsat înlocuitori la comanda acelor legiuni și ei s-au distrat împreună cu împăratul. La sfârșitul acestui ospăț prelungit, spune Scriptura în versetul următor, după ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa de la cel mai mare până la cel mai mic un ospăț care a ținut șapte zile, în curtea grădinii casei împărătești. Și sunt descrise în versetele următoare câteva detalii despre posibilitățile fericite pe care le-au avut oamenii în zilele acelea. Curțile imperiale au fost deschise, oamenii au mâncat pe cheltuiala în palată, fiecare un meniu dorit de el din tot ceea ce s-a putut servi și potrivit rânduielor vremii, de la versetul Noua este scris că în paralel a fost un alt ospăț, un alt treilea. În împărăteasa Vastia a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească împăratului așveroș. Mai sunt încă și în zilele noastre tradiții confort cărora femeile nu stau la masă împreună cu bărbații. De altfel, acele zile unde Oamenii sunt împreună, sub presiunea poftilor firii pământești, accentuate de hrană și cu atât mai mult de băutură, se nasc multe păcate. Și cred că oamenii aceia care au gândit ca bărbații să fie separat de femei, n-au făcut rău. Evident căci nu s-a eliminat tot rău cu aceasta. Dar noi menționăm numai întreagăt aceste o specii urmând ca să ne oprim în la anumite învățături. În finalul acestor ospețe a fost mânia împăratului, destituirea împărătesei și au mai trecut patru ani până când împărăteasă a devenit estera și este scris apoi, citim din capitolul 2 despre un alt ospăț, al patrulea menționat în carte, de la versetul 18, dat de împăratul tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea esterei. A trecut o vreme, câțiva ani, dacă facem cronologia evenimentelor, și în capitolul 5 întâlnim alte două zile de ospăț sau două specii pregătite de estera pentru un împărat. Citesc de la versetul 4. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește o cale să vină cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Știa regina că împăratul se simte bine la ospăț. Că cine, dacă nu împărații, și o permis în istorie cele mai mari ospeți. Din cât se știe din istorie, cei mai luxoși și cei mai cheltuitori la o specie au fost cezarii romani. Se cheltuiau sume colosale, se serveau meniuri exotice, de exemplu, limbi de păsărele sau anumiți pești mici aduși din diverse părți ale globului. Era o vreme de prosperitate pentru Imperiul Roman, ca să nu mai spun de flori și alte costumații, sume imense cheltuite de cezare Romani. În capitolul 6, versetul 14, este scris că au fost chemați la ospățul de a doua zi și apoi în 7 cu 1 și 2, un moment de la masă, împăratul și Haman s-au dus la ospăț la împărateasa Estera în această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei, pe când beiau viul, care este cererea ta împărăteasă, Esteră, ea va fi împlită ce dorești. Chiar dacă e cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Așa ca și în cazul descris în capitolul 1, în momentele de băutură, în mod deosebit, împăratul se bucura în felul lui pământesc. Să nu uităm că oamenii au fost creați să se bucure, numai că firea pământească a limitat bucuria la a mânca și a bea. Și bietul Solomon s-a preocupat să aibă toate cele necesare, să mănânce, îi scris în un împăras patru cât se pregătea pentru masa la care servea zilnic împreună cu toți din anturajul său. Nu s-a reținut nici el de la vin, scrie în Eclesiastul capitolul 2 și mai departe nu s-a mai putut abține nici de la femei. Ospețele sunt problematice. Vom menționa și ospețele purim, repet, în concept vectestamental, testamental, avem și noi dreptul să mâncăm și să bem, numai să fie spre slava lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Corinteni 10, Citim despre ospețile evreilor din capitolul 9 de la versetul 17. Acest se sărbătorește și în zilele noastre. Sărbătoarea Hanuca, ce datează de la curățirea templului după urăciunea instaurată de Antioh Pifanu, secolul II înaintea noastre, când se spune că luminile cu puțin combustibil au luminat multe zile și Purimul sunt cele două sărbători adăugate de evrei la cere poruncite de Dumnezeu și se să sărbătorește și în zilele noastre. Este era nouă de la versetul 17, așadar, aceste lucruri s-au întâmplat în a 13 -a zi a lunii dar în ziua 14, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăți și de bucurie. Spune Scriptura aici în continuare, citesc versul 22, ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmașii lor, le-a poruncit să prăsnuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jale lor zi de sărbătoare și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie. Și apoi, în continuare, am amintit noi la momentul potrivit, sunt date două decrete pentru întărirea Versetul 31, acestor zile purim la vremea hotărâtă, cum le rânduise Iudeu Mardoheu și în împărăteasa Estera. În calendarul nostru, ele se sărbătoresc aproximativ în luna martie. Cum știți, evreii aveau și alte zile ale lor, și Purimul nu a anulat cu siguranță pentru ideii credincioși zilele sărbătorii Paștelor, a zimilor, în cea din tâi zi a anului religios, zilele de sărbători de la sărbătoarea săptămânilor, șapte săptămâni după Paște, cinzecimea, și cea de-a treia sărbătoare importantă, cele trei la care bărbații trebuia să se suie la templu, în luna a șaptea, sărbătoarea corturilor. Luna a șaptea era și cea din tâi lună anului civil, care începea cu sunetul de trâmbiță. Și în ziua a zecea era acea zi specială de smerenie înaintea Domnului, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, ziua ispășirii. Tot în luna a șaptea se adeverea și anul de iertare, și se serba anul de veselie, când oamenii se întorceau la vechea moșie cu ocazia sărbătorii corturilor, după ce erau iertați și după cum spuneam, anunțul trâmbiței. Cum știți, a mai fost și sabatul încă de la începutul creației, ca zi lăsată de Dumnezeu, în care oamenii să-și amintească de altfel și Purimul a avut același rol, ca evreii să nu uite. Dumnezeu a vrut prin sabat evreii să comemoreze două evenimente, creația, puteți citi Exod 20 și Deuteronom 5, și eliberarea din Egipt, adică geneza lor fizică și originea lor spirituală. Cum știți, fiecare popor are sărbătorile lui, dar acestea nu-i marchează în mod particular pe oameni. Ziua Independenței, Ziua Republicii, Ziua României și alte și alte zile, Ziua Europei și altele la rând. Există însă zile de sărbători, cele cu conotații religioase care îi amprentează pe oameni. Și mai mult și mai particular și legat de Acestea sunt zilele onomastice și sărbătoria zilor de naștere. Acestea două au de-a face cu idolatria. Și amintesc doar în scurt, în Antichitate, cum știți și din două exemple biblice, Faraon și respectiv Irod, zilele de naștere nu și le sărbau decât regii, pentru că ei au considerat zei și le se puteau aduce ofrande. Mai târziu, începând cu germanicii, s-a trecut la sărbătoarea zilei de naștere pentru copii. Și apoi faptul s-a extins și generalizat pentru cei ce țin la o asemenea zi. Zilele onomastice sunt date de sărbătoarea numelui, de unde și terminologia. Potrivit culturii ortodoxe, de exemplu răsăritene, este indicat să se pună oamenilor nume cu Sfântul la care zi se sărbătorește atunci când a fost născut copilul. Se obișnuia să se meargă atunci la biserică, lucrurile erau împletite și amestecate, să se facă un serviciu religios cu icoana acelui Sfânt, Și sfinții aceștia nu sunt decât niște oameni morți. Pentru că zilele de naștere au de-a face cu cultul viilor, cum spuneam, regii se credeau zei, și zilele au cu cultul morților. În ambele cazuri, problema este ocultă și idolatră. Pentru că zilele acestor sfinți au fost fixate în zile unor zeități păgâne, iar acești monarhi se identificau tot cu zeități, fiind supușilor sau asociațiilor. De aceea, fiind vorba de zile, trebuie să fim foarte atenți ce serbăm și cum serbăm și ce valoare dăm unei zile. Pentru ca nu cumva în acea zi să ne legăm de ceva ce poate să fie păcătos sau și mai grav de factură demonică. Este în creștinism. De exemplu, știți că e sărbătoarea a Sfinților Constantin și Elena, fiul și mama, cei de care se leagă introducerea crucii în creștinism. Că el, Constantin, a văzut un semn pe cer și că ea a descoperit la Ierusalim crucea pe care a fost răzut Domnul Isus. asta la începutul secolului IV. Dacă s-ar fi pe această mentalitate, sărbătoarea Purim ar fi trebuit să se numească sărbătoarea Sfinților Mardoheu și Estera. Dar evreii se fereau de a atribui valoarea unei zile în mod comemorativ și a fi pusă pe seama unui om. Chiar dacă în carte Estera nu-i pomenit numele lui Dumnezeu, se spune că evreii citeau din această carte la sărbător și fiindcă mâncau și beau, s-au temut să scrie numele lui Dumnezeu tocmai pentru a nu fi profanat. Dar vă rog să rețineți, n-au ținut sărbătoarea Purim nici în cinstea lui Mardoheu, nici a Esterii. Dar să trecem în a menționa și câte ceva despre alte zile menționate în cartea Estera. În capitolul 2 aflăm că au fost mai multe zile de pregătire pentru Estera și contra candidatele ei la titlul de regină, zile în care au avut grijă să se gătească. Spune scriptura aici, în capitolul 2, de la versetul 8, nu mai citesc, cunoașteți detaliile, se pregăteau într-un mod foarte complex, Estera a rămas pe minim și totuși ea a fost aleasă. Pentru că, la urmă e natural, e mult mai plăcut decât ceea ce este artificial. Au existat, potrivit și roșcise în capitolul 3 și următoarele, și alte zile de pregătire, dar de data aceasta în rău, dușmanii evreilor se pregăteau să se răzbune, sau mai exact să îi distrugă pe evrei, că nu știu dacă aveau toți vreun motiv de răzbunare din 13 în tia, până în 23 a treia. Apoi, au fost alte zile de așteptare a evenimentelor fericite, sorții s-au schimbat și acum evreii așteptau să vină dreptul la răzbunare. De altfel, zilele speciale sunt marcate de zile de așteptare. Nu degeaba uneori se fac numărători inverse, mai sunt 30 de zile până atunci, mai sunt 29, 28, că oamenii așteaptă tinerii, poate o zi anunții, poate și copiii așteaptă o serbare, știu eu, un ospăț, o nuntă, ca să folosim o terminologie mai adecvată. Oamenii așteaptă. Și totuși, așteptările lor pot să ia destinații care se schimbă. De aceea spune Scriptura în Proverbe 27 cu nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Oare câte din fetele acelea care așteptau ca și estera nu și-au imaginat că vor fi regine? Acum fetele noastre nu și imaginează să ajungă regine, dar poate și imaginează că o să fie soția nu știu cui. Și se văd îmbrăcate în mirese în ziua anunții și ziua aceea e oferită alteia. Și bietul Adone aștepta să fie uns ca rege și a comandat meniu întreg, a chemat oamenii, numai că începutul unei zile nu înseamnă neapărat și sfârșitul ei. N-a fost după cum se aștepta. Așadar, pe lângă zile de ospăț, de bucurie, sunt și zile de așteptare. Ce pot să fie de bucurie sau nu? Spune Scriptura tot în Cartea Estera, în capitolul 3, vers 13, despre zile de groază. Cred că acestea sunt cele mai nedorite. Însă, sunt și ele marcate în calendare care nu depind de noi. 3 cu 13. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile. Și aveau în vedere o singură zi, ziua a 13-a luni, a, a 12-a, adică luna, dar. Știți că până în zi de asta oamenii, nu că a pornit de atunci, se tem de ziua de 13. Oamenii așteaptă cu teamă o operație sau o decizie a unui tribunal sau alții așteaptă cu durere o execuție. Sunt zile grele în care unii mai speră ceva, nădejdea moare ultima. Spune aici în capitolul 4 că pe măsură ce informația și legea ajungea în diferite părți ale Imperiului, citesc versetul 3, numai în fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și -o lui a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenuș. Atât au fost zilele de groază, din 13 a până în 23 a 3 -a. Vom aminti puțin mai târziu că sunt și vor fi zile de groază și în viitor, înaintea venirii Fiului Omului. În acele zile oamenii vor căuta moartea și moartea va fugi de la ei însă nu se termină și sunt doar începutul durerilor pentru cei a căror dureri vor fi pentru eternitate. Spunea un om bolnav de cancer, nu am nici măcar 5 minute în care să nu mă doară ceva, vreau să mor. Și când i s-a vorbit despre Domnul și s-a explicat că de fapt moartea nu va pune capă durerii, ci durerile de ei sunt doar un preambul pentru durerile care vor fi în veșnicie. Nimeni nu dorește să aibă zile de groază. Dar depinde ce vom face în acele zile. Evrei au postit, au plâns, au chemat îndurarea Domnului și Dumnezeu a făcut să fie schimbați sorții. Zilele de groază s-au sfârșit și pentru ei a venit bucuria aceea care a urmat să fie pomenită din neam în neamă. Mai amintesc un singur fel de zile sau o zi de răzbunare. Spune Scriptura aici în Estera, capitolul 8, versetul 12, că după ce s-a dat un al doilea decret în care evreii aveau drept să se apere și să se răzbune, aceasta să se facă într-o singură zi în toate ținuturile Împăratului, în ziua 13 a lunii a 12. -a. Și în capitolul 9, versetul 12 și 13, este descris cum evreii au și procedat ca atare la cererea isteriei și s-a mai prelungit încă pentru cei din capitala Susa cu o zi, groaza. Evreii s-au răzbunat pe toți dușmanilor. Vine însă o zi de groază pentru întreg pământul, Citeți din cartea profetului Isaia, capitolul 13. Și să ne amintim de cuvintele Domnului care spunea să nu ne temem de oameni. Și să ne temem de Cel care cu adevărat poate să aducă teama vrednică de puterea sa. 13 cu 9. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgia prinsă care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Evreii au nimicit cum au crezut ei, oricum și aceea a fost controlată de Dumnezeu în toată lucrarea derulată. Și tot aici versetul 13, pentru aceasta voi clătina cerul și pământul, se va zgudi din temelia lui, de mânia Domnului Oștilor, în ziua mâniei lui aprinse. Ziua vestită de toți profeții are în vedere, pe de o parte, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, mânia lui. Pentru că Dumnezeu a tot răbdat, a tot răbdat, dar într-o zi se va scula, spune scriptura, ca să îngrozească pământul. Mica șapte cu patru. Ziua vestită de toți tăi, pe diapsa ta se apropie atunci va fi o loială lor. Oamenii pregătesc pentru poporul lui Dumnezeu sub impulsul diavolului zile de groază. Poate unii dintre noi ne-am gândit ce va fi dacă vom fi prigoniți, dacă vom fi decapitați. Dumnezeu știe dacă e rânduit o asemenea zi sau nu. Evreii au scăpat atunci, și unii dintre cei care vor fi în ultima generație vor aștepta ca oameni să fie și ei decapitați sau să le fie luată în viața într-un anumit mod. Și ei vor ajunge la sărbătoare, la marea sărbătoare. Amintiți-vă de Petru, despre care scrie în fapte 12, că pe a doua zi urma să se răzbune Ierod și să procedeze la fel ca și cu Iacov, dar nu i-a mai fost dat, pentru că Domnul i-a eliberat. Interesant lucrează Dumnezeu. Iacov cu Ioan au fost frați, fiul lui Zebedei. Și când Domnul a spus că Petru va fi martir, el a întrebat, dar cu Ioan ce va fi? Dar n-a întrebat că ce va fi cu Iacov. Că putea să-i spună, Domnul Iacov o să moară înaintea ta. Ioan mai rămâne. Așa stau lucrurile în ce privește. zilele de ospăți, de așteptare, a ce va fi în bine sau în rău, dar pe lângă zile de mare entuziasm ca cele de ospăți, sunt și, și zile de mare teroare, de groază, zi de mânie, ziua morții. Acestea fiind spuse despre istoricul evenimentelor și alte referiri scripturale, ne oprim acum la a observa trei lecții referitoare la zile speciale. În primul rând, zilele de ospăți, cele care, așa cum spunea oamenii, și le duresc. Spune Scriptura în Cartea Proverbelor, capitolul 14, versetul 13, de multe ori chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și chiar mai grav decât atât. Și bucuria poate sfârși prin necaz. Așadar, oamenii își doresc zile de bucurie, dar bucuria poate să nu fie întreagă. Mănâncă bine, dar e inima e Sau bucuria nu întreagă pentru că nu se sfârșește cu bine ospățul. După 180 de zile de ospăț cu demnitare și alte șapte cu toți oamenii din capitală, și a avut o zi de mânie în ultima zi a ospățului, de răzbunare. S-a supărat foarte tare. Pentru că nu stă în puterea omului să-și facă orar pentru zile și pentru ore și să decidă în ce fel va fi el satisfăcut și fericit. Povestea fratele Ghiță Mocanu de la Izvin că într-o zi de duminică dimineața conducea slujba în biserică și la rugăciunea de încheiere a fost dat prin el un cuvânt profetic, ceva de genul ascultă și Pentru că în duminica următoare urma să fie o nuntă și el știa de ea, trebuia să, urme, să o anunțe imediat, înainte de a îmbrăca haina de sărbătoare, se va îmbrăca în familie haina de doliu. Nu era nimeni bolnav. El a prorocit și în familia aceea a fost întâi în mormântare în săptămâna respectivă și apoi în duminică. Cine ar fi programatul în felul acesta? În niciun caz ei, poate dușmani, dar nu ține nici de noi, nici de dușmani. Așa cum am învățat din prima lecție, deasupra tuturor ai providența divină. Spune Scriptura aici în Cartea Estera, drept dovada, ceea ce am citit din Proverbe, în capitolul 6, Estera, versetul 12, Știți, era a doua zi a ospățului la care invitase Estera pe împărat și Haman. Dimineața el a vrut să lichideze cu Mardoheu ca să fie liniștit la ospăț. Sorții s-au schimbat, Mardohiu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus în grabă acasă, măhnit și cu capul acoperit. Seara a fost supărat că nu s-a închinat Mardoheu. dimineața a fost supărat că trebuie să-l plimbe, adică n-a fost fericit. Deci în prima zi până la sfârșit nici a doua și a doua s-a terminat rău de tot pentru el, că nici nu s-a mai terminat. De fapt, la ei nu mai era seara de priveghe, a fost direct în mormântare. Iată cum zilele se schimbă nu după cum le avem noi în calendar. Calendarul sau jurnalul se poate scrie după aceea, pentru că lucrurile pot să scape de sub control și să ia o turnură la care noi nu ne-am așteptat să fie chiar inversul celor programate de noi. Pentru că între fiecare două zile este câte o noapte, de exemplu, ne oprim la cele scrise în capitolul 6, scrie la versetul 1, în noaptea aceea, noaptea dintre două spețe, împăratul n-a putut să doarmă și a ajuns la un subiect vechi, la un personaj și lucrurile așa s-au legat încât totul a fost schimbat într-un mod negândit. Și exact cum scrie în Isaia, cine s-ar fi gândit? Cozi înainte să le fi luat declarații la oameni. Oamenii fac prognoze, dar nici vremea nu îmi meresc într -o totul, deși le-a recunoscut Domnul meritele, pentru că de fapt nu sunt meritele oamenilor, ci sunt niște prefațări lăsate de Dumnezeu în natură, pe baza cărora pot să observe Curenții de aer și ca atare evoluția temperaturii. Mai citesc și din nou cu 22, tot în ideea aceasta de a vedea că zilele nu sunt în puterea omului și nu suntem noi stăpâni peste viața noastră ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmașilor, lor, le-a poruncit să prăznească luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie când să-și trimite daruri de mâncare unei altora. Dragii mei, bine ne-a învățat Domnul Iisus, să ajunge zilei necazul ei. Ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Cineva spunea, nu te îngrijora de ziua de mâine, Dumnezeu și deja acolo, fiind stăpân și pe nopți și pe zile. Mulțumim Domnului care zilnic ne poartă povara, spunea psalmistul. Și vechează asupra noastră de dimineața până seara și de seara până dimineața. Oamenii își planifică. Oamenii vor să se bucure, nimeni nu-și planifică necazul. Oamenii planifică zile de ospăț. Cei mai trist că oamenii planifică zile în care să și bată joc de alții. Se pare că aici este unul dintre motive pentru care Dumnezeu le strică ordinea evenimentelor. Că dacă ar dori să se bucure și ei, să se bucure și alții, n-ar fi rău. Dar diavolul nu gândește așa. Și omenirea este influențată de cel rău. De aceea să ne punem toată nădejdea în Domnul Isus. Mai presus de toate, într-o zi a revenirii sale, pe care El o controlează. Și despre ziua aceea nu știe nimeni. Aceea e cea mai mare zi despre care nu știe nimeni. Dar nici despre ziua de mâine nu știe nimeni. Cum și ce va fi. Chiar dacă Dumnezeu lasă, apare, însă, curgă lucrurile în mod cotidian. Și noi să facem planuri. Ele sunt valabile doar în parte. Dumnezeu își rezervă dreptul să opereze modificările de rigoare. De aceea citesc în concluzie acestei idei din Iacov, capitolul 4, și fiecare să tragă pentru sine învățăminte necesare. 4 cu 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine? Dar astăzi cu mâine nu-i tot una. Ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce aduce ziua de mâine. Că ce ce viața voastră? nu e decât un abor care se arată puțin tel și apoi piere. Un abor numit Haman a pierit în ziua aceea. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Asta e prima. Și a doua, vom face cutare tare sau cu tare lucru. Dar cine zice, așa va fi și așa voi face, comite aceste două greșeli, nu-i nici pe viață, nici pe evenimente, pe lucrurile care se pot întâmpla. Slăvit să fie Domnul care e deasupra tuturor lucrurilor. Și zice versetul următor: Pe când acum vă făliți cu voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, când nu punem totul la dispoziția lui Dumnezeu. Ba chiar este indicat să pronunțăm din când în când cuvintele, dacă a fi cu voia Domnului, dacă Domnul ne ține, dacă ne va ajuta, vom face, vom ajunge. Este ceva pe drept spus. Într-o a doua idee, rezultă din cele scrise în cartea Estera că în zilele de ospăți, atât în paratul cât și evreii au fost fătuiți de conducătorilor lor să împartă daruri, să facă, să nu fie o spăs numai pentru ei, să fie și pentru alții. O zi în care îți dorești să fii fericit și împlinit, trebuie să fie completată și de fericirea altuia. Am citit deja din Estera 2 cu că și cu ocazia ospățului de numire a Esterei pe postul de regină, partea finală a versetului, Ahasveros a împărțit darul cu o dărnicie împărătească. Dar scrie apoi despre cele de la sărbătoarea Purim, 9 cu 22, partea a doua versetului, când să-și daruri de mâncare, că și la cei ce aveau, se facă schimb și de asemenea să împartă darul celor lipsiți o dărnicie în mod unilateral. Asta e foarte important. Dar eu mă întreb și vreau să vă gândiți, un om care nu e obișnuit să facă bine, în ziua ospățului, a bucuriei, a fericirii, se va gândi mult la alții? Sau va uita de ei? Paharnicul descris în cartea Ginesa, doi ani a uitat extraordinar. Dar cum se poate? Iată că se poate. Să uiți să faci bine multă vreme. Indicat este să facem bine în fiecare zi, dar în zilele de spăți când este un bine mai mare și pentru noi, să avem în vedere și pe alții. Vă amintesc de David, care, după biruința asupra maleciților ce arsese răciclagul, a trimis darul și este acolo o listă în 1 Samuel 30 și celor de acolo și celor de dincolo și din altă parte. Oamenii de sărbători își trimit felicitări, Au și astea rolul lor. Dar dacă nu ți-ai adus aminte de cineva numai când se schimbă anul, să nu mai fie așa la anul. Pentru că trebuie să ții cont când dai mai mult și să dai mai mult. Dar trebuie și în rest să nu uiți pe ai tăi și pe cei săraci. De deci ce este indicat între rudenii, între frați, să nu se uite, cum zice în Evrei 13, binefacerea și dărnicia. Și cum spunea Domnul Luca 14, când dai o masă, cheamă pe oamenii necăjiți, pentru că ții se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Mardoheu a fost omul care poate fi dat exemplu în această privință, pentru că vă citesc din capitolul 10, versetul 3, căci el era cel din tâi după împăratul la era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. A căutat binele atât cu ocazia postului și a groazii lor și a sărbătorilor instituite, cât și în funcția lui, în postul lui. Fiecare să facă un bine oamenilor din poziția în care se află. Iar în momente speciale, atunci să fie un surplus de bine. Amin? Să ne ajute Dumnezeu ne va ajuta. Și Dumnezeu dă în fiecare zi și uneori ne dă mai mult. Și spune Scriptura cuvintele Domnului Iisus Luca 6, dați și veți se va da bancă, vi se va turna în sân, o măsură bine, clătinată, îndesată. E ceva dumnezeiesc, biblic. De altfel, așa înțeleg, să fii darnic și să nu fii neprihănit, se poate. Sunt oameni buni la suflet. De la natură, asta e tot de la Dumnezeu. Dar să fii neprihănit și să nu fi darnic, asta nu se poate. Un om neprihănit, citit psalmul 112, trebuie să fie din oficiu și atent. De aceea și când s-a suit Pavel la Ierusalim să-și pună de acord Evanghelia cu a lui Petru, Iacov și Ioan, ce i-au spus? Să duce aminte de săraci. Și zice el, tocmai asta am și căutat să fac. Doamne, ajută-ne. Și, în al treilea rând, referitor la zile speciale, observăm, privind în prim plan la Haman și asociații săi și cei care gândeau ca el, că răutatea aduce nefericire chiar în zilele de ospăț. Și celor răile sunt păstrate zile de răzbunare rezervate pentru ei, prin însăși contribuția lor vinovată. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 11, asta e valabil în cazul lui Haman, valabil în cazul celor ce au vrut să-l omoare pe Daniel, a prietenilor, pe prietenii săi, Proverbe 11 de la versetul 3, Neprihănirea oamenilor cinstiții cărmuiește fără teamă, dar viclenii de celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Versetul șapte La moartea celui rău pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelejuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul cu gura lui omul nelejuit pierde pe aproapele său, dar cei neprieniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprieniți, toată cetatea se bucură și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Așadar, când s-au bucurat evreii care l-au căutat pe Dumnezeu și au murit ceilalți, n-a fost tirbită sărbătoare. Pentru că așa îngăduie Dumnezeu în asemenea situații. Vă citesc pentru asta Apocalipsa, capitolul 19, pentru a observa că așa va fi în final. Aici este scris pentru cei credincioși, citim de la versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim, a venit nunta mielui, soția lui s-a pregătit, deci iată ce importante sunt zilele dinainte de spăți. Cum te pregătești? Stăm noi ca și Estera și Marduhiu în poșii rugăciune să avem parte de adevărat anuntă? Sau avem tendințe de ură și alte acțiuni firești ne caracterizează mai degrabă? Și spune Scriptura aici, în partea a doua a capitolului, de la versetul 17, că un înger striga cu glas tare tuturor păsărilor. Adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu să mâncați carnea împăraților, capitanilor, carnea celor viteji, a cairilor, a a tot felul de oameni, slobo și robi, mici și mari. Un ospăț în paralel cu un altul sau o nuntă, ca să o diferențiem ca termen, de un ospăț al durerii, al necazului. Așadar să fim atenți ce comportament avem. Pentru că spune Scriptura în Psalmul 34, ne dorim ospăți sau ne dorim bucurie, fericire, 34 cu versetul 12. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? ferește limba de rău și buzile cuvinte înșelătoare, Departează-te de rău și fă binele, caută pace și aleargă după ea. Că dacă nu, deja le programezi, că nu o să ai parte de ele sau o să ai parte în parte, dar final oricum va fi rău. Dar dacă slujim Domnului, se va adeveri atunci ceea ce vă citesc din Isaia, capitolul 25, versetul 9, în ziua aceea vei zice, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere care să ne mântuiască. Acesta e Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Când? Scrie aici, versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor poporilor pe muntele acesta un ospăț. E terminologia specifică Vechiului Testament. O zi de bucurie. Pentru unii va fi bucurie și pentru alții durere. De aceea să fim atenți la zilele dinainte de o spăți, inclusiv la ultima noapte, să veghem până în ultimul ceas și încheiem. Sperăm, ne uitând și aceste trei principii, zile nu sunt în mâna noastră, sunt sub controlul lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu îngăde zile de bucurie, să nu uităm și de alții, să ne bucurăm împreună cu ei, dar să ne ferim de rău, căș pentru ce rău nu-s păstrate multe zile de ospăț și vine ziua mâniei. Spuneam că peste toate acestea este stăpân Dumnezeu, de aceea El își permite să profețească cu număr de zile ce se va întâmpla și cum va fi. Vă citesc din cartea profetului Daniel. E foarte important să avem înțelegerea zilor, a vremurilor, de aceea să stăm aproape de Duhul Sfânt care ne înștiințează de Scriptură, care ne învață principiile sfinte. Daniel 12, vă citesc de la versetul 6. Unul din ei a zis omului acelui a îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine din care stătea atete deasupra apelor râului, că și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și-a jurat pe cel ce trăiește veșnic. Că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Ceva asemănător cu cartea estera. I-am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, care va sfârși sfârșitul acestor lucruri? El du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și de până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Iată importanța de a face bine, nu rău. Cei răi vor face rău și nici unul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când se va înceta jerfa necurmat și de când se va așeza răciunea pustitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, du-te, până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Iată cum Dumnezeu are zile numărate și pe atunci, slăvit să fie numele. Să ne încredem în Domnul, care este stăpân peste toate acestea, măriți să-i fie numele. Asta a înțeles și Solomon că Dumnezeu e suveran, dar profeții au înțeles-o și mai bine. Grija noastră trebuie să fie să rămânem în voia Domnului și în poporul Domnului, credincioși, în fiecare zi. Asta e foarte important. Să ne găsească Domnul veghind și nu numai în acțiune, ca pe o slugă credincioasă. Ziua în care Mardoheu a fost înălțat, deși alții programaseră tocmai în ziua aceea moartea, a fost ziua în care el s-a sculat, s-a dus la serviciu la poartă și după ce a fost plimbat cu calul, tot la poartă s-a dus să-și facă serviciu în continuare. Bine spunea cineva, răspundând întrebării, dacă ai afla că Domnul vine după masă, ce ai face? Nu mi-aș modifica orarul. Asta cred că era un orar care cuprindea și timp de rugăciune, citita Bibliei și alte zile în care dacă a avut ceva cu cineva, a rezolvat, în așa fel încât noi care avem doar un astăzi, să trăim frumos ca în timpul zilei. Doamne ajută-ne. Amin.